Biletele pentru Supercupa României dintre Astra Giurgiu și CFR Cluj, care se va disputa pe 16 iulie pe Cluj Arena, au fost puse deja în vânzare online. Potrivit FRF, biletele la acest meci sunt disponibile pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro și pot fi achiziționate prin plata cu cardul. Microbiștii au de ales dintre varianta etichet, bilet electronic care poate fi printat acasă fără costuri de transport, sau varianta de livrare prin curier. Fiecare persoană are dreptul la cel mult 4 bilete, cu excepția celor care vor comanda bilete în Family Zone, zona dedicată familiei, care se va regăsi și la Supercupa României. În sectoarele 1O și 1P, situate la tribuna a doua, vor avea acces doar fanii însoțiți de cel puțin un copil, beneficiind în același timp și de un discount. 5% pentru 2 bilete, 10% pentru 3 bilete, 15% pentru 4 bilete și 20% pentru 5 bilete, iar reducerea se va aplica după plasarea comenzii. Prețurile biletelor sunt cuprinse între 10 și 300 de lei, după cum urmează: la peluze 10 lei, tribuna a doua 30 de lei, tribuna a întâi 40 de lei, zona VIP etaj 4 200 de lei, zona VIP etaj 3 300 de lei. Biletele vor putea fi achiziționate și de la casieriile Cluj Arena, începând cu data de 11 iulie 2016. Singura variantă de achiziționare a biletelor în care suporterii își pot alege locul pe stadion este de pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro. Accesul pe stadion se va face începând cu ora 20 și 30 de minute.